Dacă nu suntem oameni prieteni în acest seminar, aș sfătui să vină, pentru că se va întâlni cu el însuși și va avea mare șansă de a face ceea ce își dorește cu adevărat și pentru ceea ce este venit. Pe lângă toate cărțile pe care le-am citit, onestitatea lui a mers un pas mai departe. Vocația mă duce la capitolul socializare, să cunosc oameni extraordinari în fiecare zi. Da? Vocația mă ajută să mă dezvolt personal în fiecare zi. Da? N-am cuvinte să-i mulțumesc toată viața lui. Da. Și îl recomand tot timpul de 4 ani, îl recomand la toți adolescenți. Eu îl cunosc pe Pera din 2009, da? Și de când îl cunosc am văzut evoluția lui și am văzut cum a crescut. A ajuns la un nivel excelent, se vede că el practic trăiește vocația lui sau vocația îl trăiește pe el. E nu neapărat pentru informația pe care o predă, ci mai mult pentru faptul că este întruchiparea informației. Da? El trăiește asta, E o inspirație pentru mine, care îi citesc blogul de atâția ani. Am așa o încredere și așa un respect în ceea ce spune el, că mă ajută mult mai mult să vin la un eveniment, să fiu elevul, studentul lui Pera și să învăț de la el, decât să citesc dintr-o carte exact aceeași informație. E altceva când vezi pe cineva în persoană și simți inspirația asta. Dacă ar fi să recomand unui prieten evenimentul la care ai participat seara asta, ce i-ai spune? În primul rând că acest eveniment l-ar ajuta pentru dezvoltarea personală, de a deveni practic un clișeu această structură de dezvoltare personală. În primul rând și-ar găsi un anumit drum în viață, mai degrabă și-ar descoperi acele calități care îl recomandă pe viitor. Îl ajută să își câștige banii într-o carieră, făcând totodată ceea ce îi place, nu ceea ce este forțat de ceilalți, de, nu știu, de soartă și, practic, se va descoperi. Final!